Domnule Nicolae Breban, ați consimțit să vă dezvăluiți în lumina propriei mărturisiri, asumându-vă din capul locului un risc. Spuneți, suferința, rătăcirile, lașitățile celor de azi pălesc față de cutremurătoarele fapte ale memoriei celor ce au scris despre închisorile comuniste. În legătură cu intrarea generației dumneavoastră în literatură, cu dorința aceea de afirmare prin luptă și prin cucerirea puterii, așa cum o descrieți dumneavoastră. Puterii în literatură. Puterii în literatură. Oare aceasta să fie șansa fiecărei generații puternice să dărâme ce este înainte? Nu mai e nevoie. Nu mai este nevoie. Nu mai e nevoie acum. Acum lucrurile în literatură s-au spart în mod binefăcător. Atunci nu puteai avea o revistă decât dacă aveai o anumită putere la partid. Nu puteai conduce o revistă dacă nu erai membru de partid. Nu? Deci asta însemna atunci dorința de a publica, dorința de a avea o revistă? De a avea o revistă, o editură, de a influența lumea literară, trebuia să ai o instituție în mână, o instituție literară. Ori toate instituțiile literare erau în mâna partidului. Editurile, revistele, etc., etc. Atunci noi a trebuit să facem și politică, nu pentru a face politică, cum fac azi unii scritori care fac politică, politică adevărată. Adică... Aș vrea să rămânem puțin la acest moment. Ați intrat, deci, și în biroul Uniunii Scriitorilor. Da. Pentru scurt timp ați condus România Literară. Da. Ați ajuns chiar și în Comitetul Central. Da, da. Era necesară, deci, ascensiunea aceasta, să zicem, de tip politic pentru a putea să vă sprijiniți forța literaturii noastre, forța prozei. Da, era adevărat, era necesar, pentru că noi tineri scriitori, eu am fost câțiva ani lider al tinerilor scriitori, noi voiam o revistă. Noi ne-am luptat cu partidul și cu Eugen Barbu ca să obținem Luceafărul. Eu n-am vrut România Literară. N-am putut obține Luceafărul și atunci am obținut România Literară. Deci atunci a fost nevoie. Astăzi nu mai e nevoie. Azi e suficient să te retragi în scris. Nu mai ai nevoie să faci politică ca să poți să-ți publici cărțile sau să-ți afirmi părerile, grupul tău literar, etc., etc. Eu am vrut să conduc o revistă importantă conform ideii mele, care e adevărată și astăzi, că o mișcare, o școală literară, culturală mare, cum au fost cele două de care am vorbit, Junimea lui Maiorescu și Zburătorul lui Lovinescu, se fac când există acea cameră de rezonanță, când există ceea ce numim noi climat literar. Acest climat se creează când apare un mentor mare, ca Maiorescu, Lovinescu, și când are la dispoziție uneltele, mijloacele de difuzare, o editură, reviste, nu? Așa se vede la Paris și în Germania, peste tot, și când se creează în jurul lor un halou național care prinde întreaga generație, nu numai literară, pictură, muzică, și atunci se creează o mișcare națională, ceea ce se cheamă o mare generație literară, care poate să ducă o cultură și o națiune întreagă înainte. Ar trebui să fie, deci, un moment de echilibru al societății? Exact. E nevoie și de un moment de echilibru al societății și, într-adevăr, și în cazul Maiorescu am avut-o, și în cazul Lovinescu, și în cazul nostru chiar, au fost între 66 și 72, 73, a fost un fel de echilibru între puterea politică și cea artistică, științifică. După aceea, acest echilibru s-a stricat și, după cum știți, eu l-am arătat în 71, deja am arătat că acest echilibru e stricat prin demisia mea brutală. M-a interesat opinia dumneavoastră despre continuitatea culturală, la ea aș vrea să revenim, nu înainte însă de a descrie acel moment 1968 la care vă referiți în carte și în care spuneți că în clipa aceea Ceaușescu v-a convins, că dumneavoastră ați crezut în Ceaușescu atunci. Cum explicați ruptura atât de violentă apoi, după anii 70-71? Pentru că am crezut în el. Deci violența se leagă de dezamăgire? De credință, sigur că da. Un om care n-a crezut, n-a avut reacția mea, pentru că n-a crezut. După aceea ușor de spus, eu n-am crezut niciodată. De aceea n-am avut. Eu am crezut nu numai pentru mine, eu n-aveam nevoie. Atunci eram deja cunoscut pentru cultura română și pentru România. Am crezut că avem, cum spun eu, un cadar înainte de cadar. Nu am crezut în libertatea totală, în democrația totală. Nu, bineînțeles că n-am crezut. Noi eram naivi, noi credeam că vom sta sub ruși 100 de ani, așa părea, așa credeau și americani, numai noi. Eu credeam, cu multă lume de altfel, mai ales în 68-69, credeam că vor începe elemente de democratizare care au și apărut, o destructuralizare a statului, o descentralizare, o politică externă deschisă, cum a fost, o reapropiere în cultură de vechile valori, au început să apară cărți înainte de război,
marxismul aproape a dispărut din cultură, nu? Noi am putut din nou să vorbim de, de mari noștri clasici, de nemți, de francezi, etc., etc. Iar în 71, când eu am simțit, eu, la Paris fiind, am simțit că începe dictatura, am dat acel semnal de alarmă, m-am întors, am continuat să mă agit, până când unii mi-au atras atenția că, că poate să fie periculos acest lucru, dar nu acest lucru m-a speriat, ci faptul că mulți colegi de-ai mei prestigioși păreau indiferenți la începutul dictaturii. Cât de indiferenți? Erau indiferenți. Sau ce însemna exact această indiferență? Însemna ceea ce vedeți și dumneavoastră. Izolare, marginalizare. Ceea ce vedem și astăzi. Fiecare se preocupa de propria sa carieră, de propriile sale vize în sănătate, de obținerea unui apartament, de obținerea unui tiraj în plus. Nu a existat la scriitor, cum nu există nici astăzi, o solidaritate a ideilor. O coeziune în vederea unei lupte, unei lupte de nivel cultural, politic. Și astăzi vedem când Ministerul Culturii e în proaste mâini, când se face foarte prost cultura în România, când editurile importante la Ministerul Culturii, în loc să se inițieze mari colecții de clasici universal și români, nu avem așa ceva, când ar trebui să inițieze colecții de istoriografie importante, noi nu le avem, ungurii le au și bine fac că le au, când ar trebui să inițieze în primul rând colecții de dicționare mari românești, nu le avem. Noi scritorii, să zicem, dacă îmi permiteți, scritorii importanți români, în loc să ne asociem și să luptăm pentru asta, din nou fiecare, după cum vedeți, se ocupă de propriile sale probleme, voiajează, face politică sau se ocupă de propria sa carieră. Revin la confesiunile violente, domnule Breban. Violente sunt și portretele unor scriitori pe care îi desprindeți din ramele, din tiparele gusturilor comune. Unii dintre ei sunt chiar prietenii dumneavoastră, dar chiar în legătură cu Eminescu sau cu Creangă aveți niște formulări absolut șocante. Spuneți la un moment dat, Eminescu scrie prost fiindcă e un mare creator, înțelegând prin mare creator cel obsedat de temele fundamentale. Despre Creangă, lui Creangă îi reproșați lipsa de invenție. La contemporanii faceți un portret afectos, aș zice eu, lui Paul Georgescu, personaj controversat, dar nu-l menajați pe prietenul nostru, Nichita Stănescu, într-un anume moment, marele poet. Pe Labiș îl anulați, pe Dinescu îl minimalizați, pe Ivasiuc îl suspectați. Poate unii contemporani vă vor contrazice, nu? La aceste portrete. Da, sper și nu-i prima oară că eu sunt contrazis. Toate aceste lucruri, vedeți, dacă luați un sfert de frază... Sigur că desprinderea din context întotdeauna este șocantă. Când am spus că Eminescu scrie prost, o spuneam în numele generației sale de atunci. Și cu ghilimelele scria, respective. El scria prost pentru cei care l-admirau pe Alexandrii. Pentru ei Alexandrii scria bine. El scria deci prea bine pentru nu, timpul nu său? Nu prea bine, nu. Scria prost în ghilimele pentru cei care obișnuiți cu o anumită modă stilistică de atunci. Mulți erau indignați de limba românească a lui Eminescu, pe care abia peste 50 de ani începea limba literară o va accepta și și care va funda chiar limba literară de astăzi. Asta este sunt nivelele dialectice din orice cultură, când anumiți protagoniști sunt înaintea vremilor, nu? Scriitorii mari, uitați-vă de la Balzac până la Dostoevski, toată lumea a fost de acord că Balzac, Dostoevski, să vedeți câtă lume, sau Proust, câte reproșuri stilistice se fac unui Proust sau unui Dostoevski, da? Pentru că scriitor mare, după părerea mea, și numai după părerea mea, sunt cei care atacă marile teme, care construiesc mari opere, nu cei foarte preocupați de stil. Acum, în legătură cu toți ceilalți, la fiecare, cum spuneam, am încercat să găsesc la defecte o calitate sau invers, când erau prea multe calități, să găsesc și o formă de critică. Pentru că pe mine însumi mă văd la modul critic, mie însumi mi-e teamă de ratare în fiecare clipă, mă suspectez de fiecare dată dacă fac ceva rău sau fac foarte bine. Nu spun că am făcut tot ce am făcut foarte bine, am făcut și unele concesii, unele ezitări, însă din când în când mi-am asumat propriul meu destin și am făcut-o pe față.